E așa de bine în prezența lui Dumnezeu. E așa de bine în casa lui Dumnezeu. E așa de bine să fim aici, să-l onorăm pe Domnul, să-l lăudăm pe Domnul. E așa de bine. Și mă gândesc stând aici pe bancă care cine merită de fapt toată slava, toată gloria pentru faptul că noi suntem aici. Și răspunsul este același mereu și mereu, Domnul Isus Hristos. Toată luna aceasta vom vorbi despre Domnul Isus Hristos, despre importanța faptului că a venit în lumea aceasta. În seara aceasta am să dezbat o temă pe care am intitulat-o Sacrificiile lui Hristos pentru a veni în lumea aceasta. Ce sacrificii a făcut Domnul ca să vină în lumea aceasta? În această seară aș vrea să ne gândim foarte mult la faptul că creștinismul nu este o religie. Creștinismul este o relație. O relație cu Hristos, cu acest Iisus Hristos. Și întrebarea care mi-o pun este dacă tu și care ți-o pun, ai o relație vie cu Iisus Hristos. Dacă ai o relație vie cu Iisus Hristos, cât timp petreci în părtășie cu El? Pun această întrebare pentru că ne trezim în acest secol super dezvoltat, unde avem toate condițiile, să existe oameni care merg la biserică, dar care n-au relație cu Isus Hristos. Oameni care merg la biserică, dar care nu cunosc Scriptura. Oameni care merg la biserică pentru că s-au obișnuit să meargă la biserică și au format un obișnuit. Fie i-au dus părinții de mici, și s-au obișnuit să meargă la biserică. Și cel mai trist este că unii chiar părăsesc biserica. M-am uitat așa în biserica noastră. Și nu numai în biserica noastră. Suntem foarte legați de slujbe. Dar foarte puțin, poate, legați de Hristos. Unii, dacă nu mai slujesc, nu mai vin la biserică. Și asta este foarte tragic și este foarte trist. Pentru că dacă cineva îți ia slujba, tu chiar nu mai vii la biserică. Și asta îmi spune mie și ar trebui să spună și ție că tu nu ești legat de Hristos, nici de trupul lui Hristos. Ci pur și simplu ești legat de o slujbă. În această seară aș vrea să vedem din cuvântul Domnului cât de mult l-a costat pe Hristos să vină în lumea noastră. Pentru mântuirea noastră s-a plătit un preț foarte mare. Pentru faptul că suntem aici, e un har de la Dumnezeu, e un mare har. Dar cineva a plătit pentru harul acesta. Știți, în America am învățat un lucru, că nothing is for free. Când cineva trimite o reclamă și spune că toate sunt gratis, Is too good to be truth. Sounds too good. Don't believe it. Nu crede asta. Nimic nu-i pe gratis. Pentru mântuirea noastră, cineva a plătit. Și dragii mei, frați și surori, iubiți tineri, copii, tot ce îmi doresc slujind în această biserică, în perioada asta de slujire, cât a hotărât-o Dumnezeu, este ca atât eu, cât și dumneavoastră, să ne dezvoltăm o relație vie cu Isus Hristos. O relație spirituală cu Isus Hristos. Pentru că altfel creștinismul nostru devine unul tradițional. Asta înseamnă, poate, tradițional. Să mergi din obișnuit la biserică, să n-ai niciun fel de relație cu Isus Hristos, să fii acolo numai dacă trebuie, poate să slujești. Dacă nu trebuie să slujești, nu neapărat trebuie să fii la biserică. Asta nu este o relație vie cu Hristos. De aceea, aș vrea să ne uităm la cuvântul Domnului din Ioan, unde Dumnezeu a vrut să aibă o relație vie cu omul. Și pentru că a vrut să aibă o relație vie cu omul, Dumnezeu a făcut ceva. S-a sacrificat ca să vină în lumea noastră și să dezvolte, să redezvolte acea relație. Biblia spune, Evanghelistul Ioan spune, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Ce ne spune nouă asta? Ce este un cuvânt, fraților? Un cuvânt nu e altceva decât un sunet. Când dumneavoastră mi-auziți vocea acum, de fapt au zis niște sunete, niște sunete care le cunoașteți foarte bine, deci fiecare cuvânt este un sunet. Și cunoscând bine sunetul, înțelegând bine sunetul, înțelegeți limba română. Și știți ce vă spun. Orice limbă este formată din sunete. Pentru că fiecare cuvânt este un sunet. Sunetul nu-i material, nu e ceva ce să-l poți atinge. E ceva ce poți să auzi. Pentru că Dumnezeu ne-a creat cu capacitatea de a recepționa sunete. De a auzi sunete cu urechea, apoi urechea transferă sunetul la creier unde îl prelucrează și creierul transmite informații. Asta se întâmplă în timp ce vă vorbesc. Sunt fracțiuni de secundă când Sunetele se duc prin ureche la creier și când sunt prelucrate. Și Apostolul Ioan spune că Dumnezeu nu este materie. Dumnezeu nu este ceva ce să-l atingi. Dumnezeu nu poate fi perceput prin cele cinci simțuri pe care Dumnezeu ni le-a dat nouă. Dumnezeu este Spirit, este Duh. Aș vrea să vedem câteva sacrificii pe care le-a făcut Isus Hristos. Noi sărbătorim nașterea Domnului. Și mă bucur foarte mult pentru această sărbătoare, că parcă reînvie în America. Dacă înainte uh, era, ți era frică sau creștini nu mai aveau curaj, nu mai aveau voie să spună Merry Christmas, pentru că Christmas este legat de Hristos. Din nou, parcă reînvie în America acest salut și chiar președintele, viitorul președinte, încurajează creștinii să se salute, să spună Merry Christmas, nu Happy Holidays. E frumos avem și Happy Holidays, dar fără Crist. Happy Holidays nu mai sunt. Happy Holidays. Ceea ce face o sărbătoare să fie frumoasă, ceea ce face o sărbătoare să fie, să fie în ea bucurie, este chiar prezența lui Hristos în această sărbătoare. De aceea salutați-vă și spuneți-vă Merry Christmas, că nu e un păcat. Dorim să l onorăm pe Hristos. Ce a făcut Domnul Isus Hristos pentru noi? Aș vrea să vedem câteva sacrificii pe care el le-a făcut ca să vină în lumea noastră. Este cel mai mare cadou cum spunea unul dintre scriitori, Grigore de Nisa, spunea că Dumnezeu a dat două mari daruri oamenilor, pe Isus Hristos și pe Duhul Sfânt. Îți mari cadouri, e mare dar să-L ai pe Hristos. E mare dar. Și aș vrea încă o dată să repet, îl prezint pentru a înțelege cât de mult, cât de mare sacrificiu a făcut Domnul pentru noi, ca noi să facem ceva și noi pentru a dezvolta o relație spirituală cu El. Primul sacrificiu pe care Domnul Isus l-a făcut ca să vină în lumea noastră este faptul că s-a întrupat. Dumnezeu este nelimitat, Dumnezeu este infinit, Dumnezeu este Spirit. La un moment dat, când David a vrut să facă o casă Domnului, lui Dumnezeu i-a plăcut gândul lui David și i s-a revelat, i s-a descoperit într-o noapte. Nu l-a văzut, dar l-a auzit. Când Dumnezeu i-a vorbit și a zis, David. Ce casă vrei să-mi faci tu mie? Păi vreau să-ți fac o casă, Doamne. Pentru că nu-i corect ca eu să locuiesc în palate unde este fildeș, unde este lemn de chiparos, echivalentul lemnului de stejar, poate astăzi. Poleit cu aur, unde am argint, am tot luxul și chivotul tău să stea într-un cort. Nu-i corect chivotul, simbolizând prezența lui Dumnezeu. Doamne, n-am liniște noaptea, nu pot să dorm, nu-i corect, vreau să-ți fac o casă. David, tu nu poți să-mi faci o casă. Cerurile cerurilor nu mă cuprind. Sunt atât de mare, Gândiți-vă că David nu avea nicio noțiune, să zic eu așa, despre Dumnezeu, cum arată Dumnezeu, să-și-l imagineze pe Dumnezeu. Dumnezeu îi se descrie. Cerurile cerurilor nu mă pot cuprinde. Cum să-mi faci o casă unde să intru eu să încap eu? Prin asta, nu că Dumnezeu nu era de acord ca David să construiască o casă, un templu pentru Domnul, ci vrând să arate lui David cât de măreț, cât de imens. Cât de incomensurabil, cât de nemăsurat, cât de gigant, de mare este Dumnezeu. Și acest Dumnezeu, care este atât de mare, care este atât de gigant, a hotărât să se limiteze într-un trup. Nu vom putea să înțelegem asta niciodată, dragii mei. Cât de mult a însemnat pentru Dumnezeu care este suveranul care este guvernatorul Universului, ca să se limiteze într-un trup. Teologi, începând din secolul 2, din secolul 4 și în toate secole și-au bătut capul ca să descrie întruparea lui Hristos. Au apărut și erezii. Apostolul Ioan descrie aceste erezii în secolul I, în care unii au spus Hristos n-a venit în trup. Hristos a venit doar în Duh, în spirit. Au fost erezii. Hristos n-a venit în spirit, n-a venit în Duh. Iisus Hristos a venit în trup. Și fiindcă a venit în trup, a suferit în trup. Un Dumnezeu nelimitat. Un Dumnezeu care nu îmbătrânește, care nu întinerește, care este o constantă divină, veșnică, a hotărât să se întrupeze, să intre într-un trup care îmbătrânește, care moare, care are boli, care are suferințe. E mare har. Hristos când a fost întrupat, el n-a încetat să fie Dumnezeu. El a fost Dumnezeu. Dar acest Dumnezeu a acceptat să se umanizeze ca să ne îndumnezească pe noi. Și acest lucru e un mare har din partea lui Dumnezeu. Îmi amintesc cu câteva luni în urmă, înainte să plece în veșnicii, unul dintre frații pe care și dumneavoastră îl cunoașteți de la Cluj. Am avut o discuție cu el și îmi spunea în momentele respective, frate Nelu, vreau să-ți spun ceva. Zice, în timpul operației, în timp ce eram pe masa de operație, am avut ocazia să văd cerul, să văd paradisul. E așa de frumos, spunea fratele Gicustan, e așa de frumos paradisul. Este așa cum îl descrie Biblia, dar nici nu îl putem imagina. În timpul operației care am avut-o, am ieșit din trup. Am părăsit trupul acesta și am văzut cerul, am văzut patria aia cerească. N-aș mai fi vrut să vin înapoi. N-aș mai fi vrut. Dar solul acela care m-a dus să-mi prezinte doar din exterior, cum arată cetatea cerească, noul Ierusalim, mi-a zis, trebuie să te întorci înapoi pentru o vreme. Și zicea el, cu greu am acceptat să vin înapoi. Ce este interesant, că atunci când suntem aici, iubim să fim aici. Dacă o clipă am putea să ieșim din trup și să mergem în cealaltă lume despre care vorbește Biblia, vă garantez că niciunul n-am vrea să mai venim înapoi. N-ar conta câte case avem, n-ar conta câte mașini avem, n-ar conta câți bani în bancă avem, n-ar conta absolut nimic. Când ești acolo, nimic de aici nu mai contează. Și mă tot gândesc, cât de mare har am primit noi din partea lui Dumnezeu pentru că Hristos, fiul său, a vrut să se întrupeze și să vină între noi. A vrut, nimeni nu l-a forțat. În Ioan, în cartea Apocalipse ni se spune că nimeni nu l-a forțat pe Domnul, ci el în mod deliberat a hotărât să se întrupeze și să vină în lumea noastră, binecuvântat să fie Dumnezeu. Dragul meu, numai la asta să te gândești, la harul care l-a acordat Dumnezeu. Cuvântul spune Ioan: S-a făcut trup, adică ceea ce nu era materie a devenit materie. Ca să vină în lumea noastră, să moară pentru noi, ca noi să devenim Fia lui Dumnezeu. Ce mare, ce mare har! Slăvit să fii tu, Doamne! Un al doilea sacrificiu pe care l-a făcut Hristos este că Hristos și-a sacrificat slava sa. Știți ce înseamnă slavă? În Exod, capitolul 33, versetul 18, versetul 19, Moise, omul lui Dumnezeu, într-o zi, are o revelație specială cu Dumnezeu. Și după ce vede toate minunile lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu, Moise, spune așa, Doamne, arată-mi slava Ta! Dar nu-ți ajunge, Moise, că ai văzut minuni, frați și surori. Noi am vrea să fie minuni și să vedem minuni, este așa? Amin, amin. Cred că ați vrea să vedeți minuni, să vedeți cum se vindecă un bolnav, de exemplu, în metastază, în ca de cancer, în ultima fază. Ați vrea să-l vedeți și ar vrea să-l vedem cum se vindecă. Ar fi extraordinar să vezi așa ceva. Dar Moise a văzut minunile acestea, a văzut cum Marea Roșie se despică în fața lor și trece ca pe uscat cu poporul. A văzut când Dumnezeu a făcut minuni în popor, le-a dat mană din cer, pâine din cer și carne din cer. Dumnezeu a făcut lucruri mari între ei. A văzut cum Dumnezeu le-a dat izbăviri și le-a dat propășiri prin pustie, le-a dat apă în locuri fără apă. Și cu toate acestea, la întâlnirea cu Dumnezeu, din nou, este o dorință supremă. Arată-mi slava ta. Știți cum răspunde Dumnezeu? Voi face să treacă înaintea ta toată frumusețea mea. Deci, când vorbim de slava lui Dumnezeu, vorbim de frumusețea lui Dumnezeu. Vorbim de faptul că Dumnezeu este extraordinar, este de nedescris. De aceea au și apărut două forme de teologie: teologia apofatică și teologia catafatică. Una spune, îl poți descrie pe Dumnezeu în frumusețea lui. Cealaltă spune, n-ai nici de cum cum să-l descrii pe Dumnezeu în frumusețea lui. Domnul Isus a spus că și nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, ca să-l poată descrie. Și totuși, Hristos continuă și spune, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut și pe Tatăl meu. Adică prin Hristos, prin întruparea lui Hristos, noi l-am văzut pe Dumnezeu mai exact caracterul lui Dumnezeu. Când vorbim despre slava lui Dumnezeu, vorbim despre frumusețea care o are Dumnezeu, frumusețea care o are Hristos. Și despre această frumusețe găsim noi chiar în Biblie, în cuvântul Domnului, oamenii încearcă să-și imagineze pe Isus Hristos. De exemplu, africanii cred că Isus a fost negru. Nemții, și în Europa, pentru că majoritatea teologilor erau nemți, erau germani, și l-au imaginat pe Isus un tip, un, un bărbat bine, cu părul blond, cu ochii albaștri, așa și îl imaginează europenii. Dar frumusețea lui Isus nu constă neapărat în cum arată fizic, cât în cum arată în caracter. Frumusețea unui om să știți că nu constă în arătarea lui fizică. Am văzut oameni frumoși. M-am întâlnit cu oameni frumoși în lumea asta. Dar când am ajuns să-i cunosc de un caracter hidos, de mai bine nu i-aș fi cunoscut. Am întâlnit oameni care nu erau așa frumoși, nu erau așa atractivi, nu erau așa de plăcuți la față, dar care aveau un caracter nobil. Greșala care o fac tinerii, în, nu numai în vremurile acestea, și în vremurile trecute, și oricând, este că ne-am uitat sau s-au uitat uneori la frumusețe. Și e normal să te uiți la ceva ce s-arate și bine. E ceva din natura umană. Dar dacă acel frumos are și un caracter frumos, este extraordinar. Tineri care au fost promițători în lucrarea Domnului, care s-au căsătorit cu cineva frumos, dar că are avut un caracter mai târziu, s-a demonstrat hidos. Au ajuns să-și piardă și ei frumusețea în timp, datorită încercărilor, tensiunilor, certurilor și în final poate chiar divorțului prin care au trecut. Pentru că ne uităm uneori numai la exterior, dar frumusețea lui Iisus Hristos este una interioară. Noi avem o cântare, o cântam mai de mult. Și spune cântarea așa, nu ca nimeni ca Domnul, cine ca El a iubit așa? Nimenea, nimenia. cine ca El te va iubi așa, te va ierta așa, te va ajuta așa? Nimenea, nimenia. ce spune cântarea asta de fapt? Frumusețea caracterului lui Dumnezeu. Păi să poți să-i spui Domnului apăsarea ta, căderea ta și să nu te spună nimănui, să-i fie milă, să nu te respingă, să te ajute. Nu, nu e asta frumusețea lui Dumnezeu? Să vezi tu unul căzut, în păcate, în fără de legi, și să vezi că de acolo Domnul ridică și îl aduce în casa lui, nu e asta frumusețea lui Dumnezeu? Să vezi unul bolnav care se zbate, este muribund între viață și moarte, cheamă pe Domnul și Domnul atinge, nu este asta frumusețea lui Dumnezeu? Să vezi că în fiecare dimineață te poți scula din pat, poți să te duci la lucru, poți să faci anumite lucrări. Nu-i asta oare frumusețea lui Dumnezeu? Biblia spune în Psalmul 45, versetul 2, Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale. De aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns ca să aduci vești bune, ca să întărești, ca să ridici. La cine se referă în acest psalm când spune Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns? Se referă la Hristos. Când s-au uitat acești fii și au văzut caracterul lui Hristos, caracterul lui Dumnezeu, au zis, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale. Adică ai o vorbire deosebită nu vorbești ca ceilalți. Și la concluzia aceasta au ajuns cărturarii, farisei, trimișii care au fost să-L audieze, să-L asculte pe Domnul. Însă, în Isaia capitolul 53, când Domnului Dumnezeu, profetul Isaia, se uită la Domnul, el nu mai spune ce spuneau fiii lui Core. Ci în Isaia 53 spune, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerilor și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Totuși, păcatele noastre le-a purtat. Noi am crezut că este lovit de Dumnezeu, pedepsit. Dar el l-a lovit pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pediapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Și prin rănile lui suntem tămăduiți. Este un mare har din partea lui Dumnezeu. Că el Hristos, care era cel mai frumos dintre oameni, a acceptat să fie cel mai urât dintre oameni. A acceptat ca fața lui să fie lovită, să fie scuipată, a renunțat la frumusețea lui pentru ca eu și tu să devenim frumoși ne înfrumusețăm foarte mult fizic. Și din punct de vedere fizic se cheltuie mulți bani pentru ca să fim frumoși. Dar aș vrea să vă întreb, din punct de vedere spiritual, cât cheltuim ca să fim? Ce trist este să întâlnești un pocăit fără cuvânt? Ce trist este să întâlnești unul care zice că e pocăit și e neserios? Ce trist este să întâlnești unul care își zice frate și totuși când ai de-a face cu el să demonstrezi că de fapt nu e un frate. Te-a dezamăgit. Toate astea derivă din caracter. Din punct de vedere fizic putem arăta bine, dar din punct de vedere spiritual, cum arătăm? Contează foarte, foarte mult. Mi-amintesc de Maximilian Kolbe, acest călug, călugăr, mi se pare că era de ordin franciscan, a zvârlit în lagăr, în lagărul din Auschwitz, din Polonia, pentru că îl iubea pe Dumnezeu. La un moment dat, scrie el, pentru că n-a mai ieșit de acolo. Chiar am primit săptămâna aceasta, unul din frații mei a vizitat lagărul din Auschwitz, din Polonia. Și mi-a trimis niște imagini. Niciodată n-am fost acolo. Dar imaginile sunt sumbre. Fratele meu îmi spunea, zice Nelu, dacă ar, fi, dacă ar trebui să mă mai duc, pentru că el efectuează transporturi din astea în comun cu autocarul și duce, ba, anumiți, eu știu, elevi de la școală sau grupuri de angajați când firma le plătește o excursie. Din când în când îi duce, se duce fiind șofer, îi duce acolo. Și mi-a spus, am avut și eu ocazia asta să vizitez Auschwitz, dar răspund sincer, dacă ar trebui să mă mai duc o dată cu un alt grup, n-aș mai intra înăuntru. N-aș mai vrea să-l mai văd. Este groaznic ce am văzut acolo. Nu poți să să-ți imaginezi cât de crud poate să devină omul. Omul fără Dumnezeu poate să devină mai rău decât un animal. Ce torturi, că nici nu strec prin cap prin care treceau oamenii aceia, evrei, cele șase milioane de evrei care au fost masacrați acolo. Maximilian Kolbe era și el acolo. Probabil ar fi scăpat dacă într-o zi n-ar fi auzit pe unul din mulțimea aceea plângând, pentru că la un moment dat oamenii acolo nu mai aveau identitate, li se atârna la gât o tăbliță cu un număr și când numărul acela era strigat, Omul trebuia să pășească în față și trebuia, îi se dădea săpun și prosop. Erau mințiți că merg să facă șaur, duș. Dar de fapt nu făceau șaur, ci erau puși în niște camere de gazare. Am văzut și îmi pare rău că poate trebuia să vi le aduc și la dumneavoastră să vedeți acele poze. Am văzut acele canuri în care erau uh, acele substanțe toxice pe lângă gazul care era emanat în acele camere de gazare cu care erau ei omorâți. Acum deja, mulți dintre ei știau că nu merg să facă duș, să facă șaur. Că cei care au plecat la șaur nu s-au mai întors niciodată. Și unul care a auzit că i s-a citit numărul plângea și striga în disperare. Există cineva care poate să mă substituie, să mă înlocuiască, să meargă în locul meu. Am acasă copii, am acasă soții, aș vrea să-i mai văd. Maximilian Colbe, acest creștin, cunoscând Biblia, și ce spune cuvântul Domnului? Că nu este mai mare dragoste decât să-ți dea cineva viața pentru aproapele său. S-a apropiat de el, a scos tăblița lui și i-a pus-o pe gâtul celui condamnat și a luat tăblița celui condamnat și a pus-o pe gâtul lui Colbe. Și apoi Colbe i-a zis următoarele cuvinte. Dragul meu, de astăzi eu te înlocuiesc în moarte tu să mă înlocuiești în viață. Eu l-am slujit pe Iisus Hristos. Nu știu dacă tu îl știi sau nu, dar îți spun, ține minte numele ăsta, Iisus Hristos, pentru El o fac. El m-a învățat să fac asta. Caută-L pe El, învață despre El, fă tot ce poți. I-a dat jurnalul lui, pentru că de acolo au rămas aceste cuvinte, i-a dat jurnalul lui Colbe, care l-a avut ascuns aici undeva într-o haină, i-l-a dat rapid și a spus, păstrează-L și caută-L pe Hristos. Anii au trecut. Colbe a fost condamnat la moarte în locul celui condamnat. Și într-o zi cineva l-a surprins pe fostul condamnat mergând în fiecare zi la locul unde Colbe a fost executat, ducând flori, punându-le acolo. Cineva l-a întrebat: "Domnule, sunt aici om de ordine și stau și supraveghez lagărul." și te văd în fiecare zi venind timp de un an de zile, cu flori, punându-le aici la mormânt. E cumva soția, copiii, cine sunt, cine au fost aici? Domnule, a răspuns omul, nu am nici soția, nici copii aici. Mulțumesc, Domnul, ei sunt în viață. Eu sunt în viață datorită unui care m-a înlocuit în moarte și a început să-i spună povestea care v-am spus-o. Frumusețea lui, șansele lui, Hristosul lui, toate mi le-a dat mie ca să fiu în viață și El m-a substituit. Dragul meu, când mă gândesc la Hristos, a făcut același lucru. Ca noi să arătăm frumos în fața lui Dumnezeu, să fim frumoși. Hristos s-a dus la cruce să devină urât când a zis profetul Isaia, uitându-se la el, disprețuit și părăsit de oameni, când nici nu puteai să te uiți la el, era așa de disprețuit, spunea profetul, că îți întorceai fața de la el. Nici nu vreai să vezi cum a ajuns. Mie îmi spune cât de mult ne-a iubit Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dragul meu, Înțelegi de ce sărbătoarea Crăciunului? Noi avem ascadouri, noi astăzi ne bucurăm, așteptăm să vină seara de, de, Crăciun, de nașterea Domnului, când deja am observat că și între creștini acum sub braț se desfac cadouri, se dau cadouri, nu-i nimic rău în asta, nu. Dați cadouri, că e frumos să dăm cadouri. Dar să ne gândim că cel mai frumos cadou și cel mai mare cadou l-a făcut Dumnezeu. Și aș vrea să conștientizăm asta ca să nu devenim vreodată, așa cum spunea și fratele Cornel, și cum se spunea și dimineață, să devenim nepăsători. Că Biblia spune: "Vai de cei nepăsători în Sion sau din Sion." Vai de cei nepăsători, adică de cei cărora nu le pasă de nimic, ci doar de ei. Un alt lucru care l-a făcut Hristos ca să vină în lumea noastră este că Isus Hristos, deci prima dată ce și-a sacrificat Hristos? Spuneți dumneavoastră tare. Ce a sacrificat Hristos? S-a întrupat, da? Veșnicia, el era veșnic, temporal și s-a întrupat, s-a limitat. Primul sacrificiu, al doilea sacrificiu și-a sacrificat. Mă, fraților, mă ascultați? Ce și-a sacrificat? Slava, frumusețea, slăvit să fie Domnul. Al treilea sacrificiu. Și-a sacrificat puterea. Dumnezeu este un Dumnezeu puternic. Face tot ce vrea în cer și pe pământ. Ori credem noi, ori nu credem. Dumnezeu este un Dumnezeu puternic. Hristos când a fost pe pământ a demonstrat că El are putere. Și din când în când și-a arătat puterea dumnezeiască. Hristos a avut puterea supra naturii. Mergeau ucenicii pe mare și dintr-o dată s-a stârnit o furtună. Hristos dormea. L-au trezit, l-a deșteptat Petru și a zis, Doamne, nu-ți pasă că pierim. Biblia scrie că s-a ridicat în corabie, s-a uitat la valurile acelea care erau învolburate, la marea aceea care era agitată și n-a spus niciun cuvânt, ci a făcut un semn. Și semnul gestual însemna mare taci. Și pe loc, dintr-o dată, s-a făcut o liniște mare. Și ucenicii au zis, extraordinar, cine e acesta? Că îl ascultă și vânturile și marea. El, Hristos, a demonstrat că are putere asupra naturii. Hristos a demonstrat că are putere asupra oamenilor. S-a dus la slăbănogul de 38 de ani, l-a pus pe picioare, fără ca să se arunce în scăldătoare, a început să umble. S-a dus la orbi, au deschis ochii și a început să vadă. S-a dus la șchiopi care n-au mai putut să umble și au umblat, s-au dus la morți, la cei care au zis și cei din jur ziceau, nu mai e nicio speranță, fica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Și Domnul a intrat în casa lui Iair, i-a înviat fata, l-a înviat pe Lazar, a demonstrat că are putere asupra oamenilor și mai mult, a demonstrat că are putere asupra lui însuși. Când era pe muntele Tabor, în timp ce era cu ucenicii, s-a transfigurat, s-a schimbat la față înaintea lor. Biblia spune că fața lui a strălucit cum strălucește soarele la amiaz, hainele lui, figura, tot ce era el, Hristos, era un Hristos glorificat. Deci, avea putere. Mai mult în Ioan 18, 5 la 6, când au venit să-L prindă pe Domnul Isus în grădina Ghețiman, le-a pus întrebarea, pe cine căutați? Și ei au zis, pe Isus din Nazaret. Și când Isus a rostit, eu sunt. Eu sunt, nu era altceva decât numele Lui Dumnezeu. Biblia scrie că toți au căzut ca niște morți. Puteau să nu se mai ridice niciodată. Și să rămână acolo pentru totdeauna. Dar... Dumnezeu le-a dat putere să se ridice pentru că el a renunțat la puterea lui Dumnezeu. Matei 26 cu 53 spunea Domnul Iisus lui Petru care a început să dea cu sabia în stânga și în dreapta, a tăiat urechea robului mare lui preot și a vrut să facă el un fel de să se răzbune. Crezi că n-aș putea să-l rog pe tatăl să-mi pună la îndemână 12 legiuni de îngeri chiar mai bine? Crezi că n-aș avea putere să singur să scap din situațiile acestea? Am toată puterea. Dar Hristos a refuzat ca să se folosească de puterea lui și a acceptat ca om să simtă durerea, să simtă suferința, să simtă necazul, să simtă batjocura, să simtă tot, renunțând a se folosi la puterea lui. Și ăsta este un lucru extraordinar de mare. Să ai toată puterea. Când au zis uh, romanii și când l-au uh, bagiocorit, când erau în jurul crucii, dacă ești Hristosul, dă-te jos de pe cruce, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Adică demonstrează-ți puterea. Hristos n-a făcut-o. Putea foarte ușor să se smulgă din cuie, putea foarte ușor să se dea jos de pe cruce, putea foarte ușor să-i dea jos pe cei doi tâlhari, putea foarte ușor să-i facă să leșine pe toți soldații romani, putea să facă orice pentru că era Dumnezeu și om în același timp, dar n-a făcut-o. și mulțumesc lui Dumnezeu că n-a făcut-o, pentru că renunțând la puterea lui, n-a făcut decât să-mi dea mie putere. Frați și surori, simțiți puterea lui Dumnezeu. Sau suntem așa de slabi și de departe de Dumnezeu, încât nu mai simțim puterea lui Dumnezeu. Un alt sacrificiu pe care l-a făcut Domnul este că și-a sacrificat viața sa. Și-a sacrificat viața. Știți că unul din lucrurile pe care le iubim cel mai mult este viața. Și Isus Hristos spune că viața unui om este mai importantă decât haina, îmbrăcămintea și chiar mai importantă decât bogățiile. Ce ar câștiga un om? Ce ar avea un om? Ce câștig ar avea el dacă ar putea să aibă toată lumea? Dar dacă și-ar pierde sufletul? Ce folos? Viața este un dar pe care îl a dat Dumnezeu un dar pe care trebuie să-l păstrăm, un dar cu care trebuie să-l onorăm pe Dumnezeul nostru. Și ce trist este că unii nu știu să-și păstreze nici viața asta și nu știu să lupte nici pentru viața eternă. Oameni care își bat joc de viața lor, oameni care își bat joc de destinul lor, de tinerețea lor sau de vârsta care o au. Isus Hristos avea puterea asupra vieții. În Ioan capitolul 10, Versetul 18. Știți ce a spus Domnul? Am putere să-mi dau viața și am putere să o iau înapoi. Asta însemnând că Isus Hristos n-a murit când au vrut ostașii romani. Isus Hristos n-a murit atunci când l-au biciuit. Isus n-a murit atunci când l-au pus pe cruce imediat. Pentru că ostașii vroiau ca să moară cât mai repede. Isus n-a murit atunci când au vrut ostașii. Și Isus a murit atunci când a vrut El. Luca 23 cu 46. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și după ce a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul și a murit. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și-a dat viața, a zis: Am putere să-mi dau viața și am putere să-mi iau viața. Niciun om de pe pământul acesta n-ar putea să spună așa ceva. Am putere să-mi dea viața când vreau și am putere să-mi iau viața când vreau. Nimeni nu poate spune așa ceva. Singurul care a putut să spună: Am putere să-mi dau viața și am putere să-mi iau viața este Isus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și fiindcă el are această putere, a hotărât ca să-și dea viața și-a dat viața pentru noi. Este un mare har, frați și surori. Când ni se spun povestiri emoționante, plângem, suntem mișcați până la lacrimi, dar așa de mult ne-am obișnuit cu jertfa asta lui Iisus Hristos, încât când ni se mai spune despre Hristos, aproape că am devenit dezinteresați. Doamne, iartă-ne acest dezinteres. Trezește-ne, mișcă-ne emo